Încă o dată se adeverește că vorbitul la telefon ori îndreptarea atenției către oricare obiect sau persoană în timpul șofatului sunt cauze generatoare de accidente. Astăzi de dimineață, în jurul orei 7, un cetățean turc a pierdut controlul mașinii în afara localității Uzunu și s-a oprit într-un cap de pod. Accidentul s-a produs din neatenția conducătorului auto, care în timp ce conducea era mai preocupat de casetofonul mașinii decât de siguranța în trafic. La fața locului s-a deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care i-au aplicat șoferului o sancțiune contravențională în valoare de 340 de lei. La data de 3 aprilie anul curent, în jurul orei 6:45 de minute, pe drumul național 5 în afara localității Uzunu, conducătorul unei autoutilitare, un cetățean străin care se deplasa din Republica Bulgaria către Germania, în timp ce folosea sistemul audio al autovehiculului, i-a fost distrasă atenția, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat într-un cap de pod. Din fericire, în urma evenimentului rutier, nu au fost înregistrate decât pagube materiale. Autoutilitara implicată în accident a fost avariată serios, iar pentru ca mașina să fie luată din locul accidentului, șoferul a fost nevoit să apeleze la o platformă auto.